Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire. O nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba în această etalare. Pentru voi, cei care priviți la acest video, da, care sunteți într-o conexiune de dragoste cu cineva special din viața dumneavoastră și vă doriți să știți mai multe despre această conexiune, sau pentru aceia care sunteți singuri, singure în aceste momente, văd că și voi vă doriți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru dumneavoastră, sau pentru aceia care sunteți în separare de partener, de parteneră, este clar că și voi vă doriți să știți când acesta sau aceasta vor mai reveni, va mai reveni în viața ta. Haideți să vedem, dragii mei, dragele mele, wow, priviți, prima carte din această etalare este Roata Norocului. Așadar, da, dacă există lucruri pe care nu vi le-ați spus sau lucruri pe care nu le-ați făcut în această conexiune până acum, să știți că acum a sosit momentul să faceți aceste lucruri, pentru că, iată, veți fi însoțiți de șansă, veți fi însoțiți de noroc. Absolut tot ceea ce veți dori să aduceți în relația voastră sau lucrurile la care vă gândiți, da, poate spre evoluția acestei conexiuni, da, poate că vă doriți să vă mutați împreună unii dintre voi care nu ați făcut încă acest pas, sau alții vă doriți să vă logodiți sau să mergeți mai departe, să vă căsătoriți, sau poate unii vă doriți să vă întemeiați o familie, lucru atât de frumos care se va pune în practică în perioada următoare pentru aceia dintre voi care ați luat această decizie, da, văd că ați hotărât să vă măriți familia, da, să începeți o nouă viață unul alături de celălalt, o nouă viață în care să aduceți pe lume un nou suflet, da, un copilaș. Ce poate fi mai frumos la început de drum pentru voi, dragii mei, dragele mele? Așadar, da, văd că absolut tot ceea ce veți decide în această zi va fi însoțit de succes pentru voi. Da? Multe lucruri pe care le veți afla, de asemenea, vor fi aduse la lumină, ca să zic așa, da? Multe secrete se vor afla în această perioadă, așadar acela dintre voi sau aceia dintre voi care ați ținut la secretele voastre până acum, iată că a sosit momentul să vă eliberați de acestea, da, și să deveniți cât mai sinceri sau sincere în relație și veți vedea, bineînțeles, beneficiile acestui aspect, da, în perioada următoare. Unii dintre voi posibil să vă rugați mai mult în această perioadă sau să simțiți o legătură profundă cu divinitatea, ceea ce va aduce în primul rând foarte multă liniște în existența voastră, foarte mult echilibru, foarte multă pace sufletească, ceea ce vă va ajuta din nou să faceți toate lucrurile la care v-ați gândit. Da? Haideți să vedem și cartea următoare. Iată că este Lumea din Arcana Majoră, dragii mei, cardul cu numărul 21. Un card foarte semnificativ pentru voi. Poate că vă gândiți în aceste momente ce este bine ca voi să știți despre această persoană voastră, da? Fie că este bărbat, fie că este femeie. Ei bine, dragii mei, dragile mele, să știți că această persoană se gândește non-stop la voi. Se gândește la voi ca și când dumneavoastră ați reprezenta întreaga lume pentru această persoană și așa și este. Pentru că veți conștientiza dumneavoastră înșivă sau însevă această realitate în perioada următoare. Așteptați-vă ca această persoană să vină de la drum, de exemplu, special pentru dumneavoastră. Este posibil ca în ultima perioadă să fi avut tot felul de discuții cu persoana voastră, da? Discuții din care nu prea ați avut niciunul de câștigat, da? Și discuții în urma cărora această persoană voastră a devenit tot mai gânditoare în ceea ce vă privește, da? Adică se gândește să nu cumva să-l părăsiți sau să nu cumva să-l trădați cu o altă persoană, da? Și este teamă. Din cauza acestei temeri va face drum spre dumneavoastră în această perioadă. Așadar, așteptați-vă la această surpriză în perioada aceasta.
pentru că această persoană a voastră va lăsa totul baltă ca să vină să vă vadă. Da, este o vizită pe care vă va face aproape inopinat, fără să vă spună dinainte, o surpriză pe care vă va face și de care vă veți bucura amândoi. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici Regina de Monede, dragii mei, o altă carte foarte bună care vorbește despre o nouă șansă, o nouă oportunitate pe care o poți primi din partea destinului în aceste momente, pentru că am vorbit despre roata norocului, am vorbit despre cartea lumea, am vorbit despre depărtări, despre faptul că unii dintre voi este posibil să fi fost departe unul de celălalt în această perioadă. Dar iată că destinul vă va readuce aproape în perioada următoare. Da? Și odată cu această reapropiere vă veți apropia din nou de această nouă șansă pe care destinul, spuneam, vă va trimite în cale. Da? Și veți profita la maximum de această șansă care vi se oferă. Dragii mei, dragele mele, așadar veți face următorul pas, veți face următoarea mișcare în această conexiune a voastră și probabil ca această persoană, exact dacă spuneam mai devreme că va veni după tine sau va veni să se convingă el sau ea de faptul că dumneavoastră nu îl înșelați sau nu o înșelați pe această persoană, ei bine, după ce se va convinge de acest lucru, probabil că îți va propune, dragul meu sau draga mea, să vii cu el sau cu ea înapoi acolo de unde a venit la tine. Da? Adică acolo unde își duce la bun sfârșit munca sa. Da? Unde își desfășoară munca. Probabil că tu vei spune la început nu, că nu ai cum să faci acest lucru, dar apoi văd că te vei gândi destul de serios la acest lucru. Da, bineînțeles că acest lucru poate fi valabil pentru unii dintre voi, nu poate fi valabil pentru toată lumea, dar despre orice altă șansă putem vorbi în legătură cu această conexiune dintre voi doi, este bine în perioada aceasta să profitați la maximum de aceasta, da? De șansele care vi se oferă. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici cinciul de cupe, dragilor, alături de roata norocului. Și vedem aici roata aceasta a norocului, care înseamnă, în primul rând, destinul vostru, care face referire la împlinirea acestui destin în legătură cu voi. Da? Poate fi vorba și de o alegere și cu acest cinci de cupe, cu faptul că, iată, partenerul vostru va face o alegere în această perioadă, da? Este foarte posibil să aleagă între dumneavoastră și o altă persoană din viața sa, da? Foarte posibil ca să vă aleagă pe voi, dragile mele sau dragii mei, și această alegere să-și pună pecete asupra viitorului său sau asupra relației dintre voi doi, da? Este clar că unii dintre voi nici nu vă așteptați la alt lucru, la altceva, da? Adică vă așteptați din tot sufletul ca această persoană a voastră să facă această alegere din tot sufletul și iată că exact așa s-a întâmplat, așa cum voi sperați. Pe de altă parte, aceia dintre voi care sunteți în relație de mai mult timp, văd că ați avut tot felul de șanse, ați avut tot felul de oportunități pentru a face din această relație a voastră ceva mult mai semnificativ în această perioadă, ceva care să conteze din ce în ce mai mult pentru voi, dar nu ați optat pentru acele șanse din viața dumneavoastră, lăsând timpul să curgă pe lângă voi fără să faceți nimic. Ei bine, dragii mei, dragele mele, văd că în perioada următoare pur și simplu vă veți deschide spre alte șanse care vor veni spre voi. Și de data aceasta nu le veți mai lăsa să curgă pe lângă voi, pur și simplu le veți adopta, le veți aborda în viețile dumneavoastră și veți face pași spre etape ulterioare în conexiunea voastră, astfel încât să se vadă și despre voi că faceți ceva concret cu viața voastră, da? că vă doriți în continuare să rămâneți unul alături de celălalt.
Da, și din multe puncte de vedere văd că destinul își va spune cuvântul asupra deciziilor voastre. Da, două cărți care sunt una și aceeași carte. Iată, avem lumea și aici iarăși lumea. Cărți care nu se repetă în mod gratuit, ca să zicem așa, probabil că au să ne transmită un lucru foarte important. Pentru unii dintre voi va însemna faptul că, exact cum am spus mai devreme, partenerul sau partenera voastră va veni de la drum să vă vadă, va veni în primul rând mânat de drum, de dorul pe care îl simțea față de voi, dar și de o anumită curiozitate pe care și-a satisfăcut-o acum. Și în curând văd că veți pleca din nou la un drum, de data aceasta împreună, dragii mei, pentru că vă doriți să rămâneți împreună, vă doriți să vă faceți viața amândoi și de data aceasta veți lua probabil această hotărâre să locuiți împreună, da? Să vă duceți viața amândoi. Pentru alții, dragii mei, care nu ați fost neapărat separați de o depărtare, separați de o distanță fizică între voi, ci ați locuit în același loc până acum și v-ați desfășurat relația așa cum ați știut până acum, ei bine, dragilor, văd că și pe voi vă așteaptă o călătorie, vă așteaptă un drum, poate spre o destinație foarte atrăgătoare, foarte frumoasă, care vă va încânta simțurile, vă va încânta din toate punctele de vedere în perioada următoare. Așteptați-vă să faceți această călătorie de explorare, ca să zic așa, de explorare a unei noi lumi, o nouă lume pe care v-ați dorit dintotdeauna să o vizitați. Da? Și iată, vi se oferă prilejul să faceți asta acum. Și o veți face spre propria voastră delectare. Și hai să mai luăm o carte. Iată că avem aici asul de săbii alături de regina de monede. Și spuneam, o nouă oportunitate vi se oferă în perioada următoare. Poate fi și o oportunitate în cariera voastră, da, având în vedere că vorbim despre regina de monede. Această regină întotdeauna promite ceva în legătură cu îmbunătățirea situației financiare. Așadar, dacă vă doriți să faceți ceva în privința acestui lucru, da, veți putea face în perioada următoare. Iar acest as de săbii, dragii mei, nu vorbește altceva decât despre un nou început pe care vi-l veți acorda în această conexiune, un nou început care va însemna un adevărat succes pentru voi, pentru viața voastră. Da, unii dintre voi veți lua decizii tranșante, poate să rupeți cu un trecut de care v-ați tot lovit până acum, da? Un trecut care a însemnat foarte multă suferință pentru unii dintre voi, da? Veți rupe cu acel trecut, cu persoanele care au aparținut acestui trecut și vă veți orienta din ce în ce mai mult spre această persoană care face parte din trecutul vostru, dorind să vă dați această nouă șansă. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici un mesaj care vorbește despre prietenie. Hrănește prietenia în această relație și veți vedea cum viața voastră amoroasă se va îmbunătăți în mod considerabil. Da, un mesaj foarte bun. Și să mai luăm o carte de la Îngeraș. Îngerașul Rozeta, dragii mei, vine și vă spune: aveți darul de a lucra cu tinerii și misiunea voastră divină implică ajutarea, învățarea și îngrijirea copiilor. Așadar, dragii mei, dragele mele, aceia dintre voi care aveți tangență cu copiii în jurul vostru, da, și puteți ajuta la îngrijirea lor sau la educarea lor în această perioadă, sunteți invitați să faceți acest lucru pentru că nu veți regreta. Acest lucru va aduce o energie extraordinar de pozitivă în viața voastră. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!